Plecăm la 11 la an, la Mega Mall, o dimineață corectă la 10. Dar ce vezi aici, domnule? Un Cabez Cafe 3-in-1. Bun. De dimineață, ca să-mi dea energie. Așa da. Ieri au ajuns băieții din Mangalia, extremele României. Am stat puțin, am uitat la meci și acum suntem pregătiți de la noi. Actorul tău preferat de fotbal? Fotbal. Cristiano Ronaldo. Și din România? N-avem. Salut! Mă numesc Robi, sunt jucător la Infinite și astăzi am ajuns la Mega Mall, Esports Kings. Iar acum așteptăm să facem pozele. Deci terminăm pozele, o să urmeze un meci, o să avem meci cu cei de la Hyper Spirit. Ne simțim bine, am ajuns cu toții până aici, cum am ajuns până acum și avem puține emoții, că e prima oară când ajungem așa departe, suntem destul de noi în echipă toți și sincer sperăm să ajungem măcar până în semifinale. Salutare guys, suntem aici la Mega Mall, la finala mare Esports Kings. Astăzi suntem prezenți cu echipa mare de la Infinite, echipa mare de Counter-Strike, cu Academia de Counter-Strike, care și ei s-au calificat, și la League of Legends cu o echipă pe care am luat-o acum strict pentru turneul ăsta. Cum știți, ne focusăm doar pe Counter-Strike, dar dacă tot avem oportunitatea să avem o echipă și la League of Legends, de ce să nu? Momentan abia am ajuns. Băieții văd că sunt aici în spatele meu, se pregătesc de poze. După aia nu știu exact ce se mai întâmplă. Știu că la ora 1:30 ar trebui să înceapă meciurile. Revenim mai târziu, dar putem să mergem să vedem ce fac băieții. Aici se fac poze, aparent. Aici avem PC-uri. Aparent asta e scena. Momentan cred că joacă Hyper Spirit cu, nu știu, contra cui. Dar, mă rog, Hyper Spirit sunt primii. Echipa mică e în grupa asta, cu Hyper Spirit și cu băieții care joacă acum. Și echipa mare e în grupa cealaltă. Unde jucați primul meci? Primul meci jucăm pe scenă, contra băieții de la Hyper Spirit. Sperăm să-i batem, face tata stand din treabă și poate-i batem. Două mâini, două picioare, o tastatură și mouse. Contam cu toți, dar nu nimic în plus. Așteptam acum să termine meciul. Sincer, nu ne așteptam să fie scorul ăsta pentru Fortnite, dar acum am și eu. Trebuie să jucăm cu Hyper Spirit după. Sperăm că îi batem. Ce așteptări aveți pentru primul meci? O să-i batem, băieți. Da? Hai că mă duc fac poți. Mamă, finala campionat. Mamă, dar ce traseu e să facem. Ce-am câștigat? Vă scuze. Cu cine jucați acum? Real Madrid. Nu ne este frică de nimeni. Mie cel mai tare mi-e frică de coach. Cei mai mari adversari suntem noi. Ne pregătim pentru meciul cu Ria Team, primul meci de la LAN și vă aștept să câștigăm. Ce și bun, aveți emoții? Ce se întâmplă? No, e chill, doar că e cam cald. Ce să le transmit? Sper să-i bată rapid, să termine rapid meciul, să jucăm și la următorul, că nu mai pot, am transpirat. Trebuie să fie ușor. Să nu mai lungim. Avem Infinite Talent pe partea CT, Hyper Spirit pe partea de Tero. Și începem așadar cel de-al doilea meci din grupa A. Teoretic e al treilea pentru că s-a mai jucat foarte aproape. Flash eliminat, Swifter, o singură eliminare, un team kill din partea lui Robi. Și o situație de 1 vs 1. Adron știe exact unde este inamicul, clonț ratat. Nu, Adron câștigă runda. Dezastru aici pentru Infinite Talent. Părea runda încheiată cu acel glonț ratat din partea lui Adron, dar n-a mai conectat încă un glonț. A fost unlac, eram 2-2, am omorât unul care era pe site cu mine, 1v2 eu cu Robi în viață, nu știu ce s-a întâmplat, m-am omorât și a pierdut runda, 1v1 i-a dat 99 și n-a murit. Și despre restul meciului ce poți să zici? Pot să zic că am revenit foarte bine de la 11-6 și eu zic că reușim să-i batem dacă nu pierdem acea rundă, e foarte important pentru că restricam economia. Salut, Eagle-ul de la Infinite Gaming, Star Player. Un rezumat al meciului vs Ria Team. Simțit tot meciul că am avut controlul asupra meciului. Câteva runde la început de meci și ne-am simțit un pic presat. Au luat o rundă, două, după aia am început să ne dăm drumul. Am jucat, am pregătit și ăsta e deznodământul meciului. GG! Diaden, cum merge astăzi? Băi, ce să zic, sincer să fiu, merge destul de bine. Chiar acum vorbeam cu organizatorii, că nu înțelegeam exact care e treaba, ce se întâmplă. Au fost în grupe diferite, grupe de 3 echipe. În fine, echipa mare a câștigat ambele meciuri, a câștigat grupa. Echipa mică a pierdut primul meci cu Hyper Spirit, foarte close, 13-11, au revenit de la 11-6. S-a făcut 11-11 și la 11-11 a fost o rundă
Mamă, deci dacă ați văzut meciul, cred că știți de pe ce rundă vorbesc. Dar Nevermind a jucat super bine, băieți, sunt super mândru de ei. Semifinalele, după cum am spus, se joacă în același timp. Din păcate a fost decalat un pic programul și a trebuit să se joace în același timp semifinalele. Planul inițial era să le avem pe amândouă pe main stage, dar din păcate, din lipsă de timp, a trebuit să mergem după formatul acesta. Facem niște surprize pentru oamenii care ne susțin, dacă sunteți pe aici, niște tricouri infinit. Să le dăm oamenilor din public, acum că urmează semifinalele și mâine e finala. Acum la semifinală și mâine la finală dăm niște tricouri. Dragi prieteni, Hyper Spirit versus Infinite pe Ancient. Iar dacă văzusem bine, în partea cealaltă, în cealaltă semifinală se joacă Dust 2. Ei bine, aici ar putea să fie o problemă pentru Hyper Spirit, ar putea Infinite chiar să ajungă în avantaj, mai ales dacă scot aceste arme. Dima face picul și vine eliminarea pe Adron. GeoHype reușește trade-ul, dar va fi găsit oare GeoHype? Adron aproape să fie pus la pământ, se așteaptă flash-ul, emoții mari acolo, dar vin trade-urile. 3 vs 2, Hyper Spirit în continuare în avantaj numeric. Și vine fragul din partea lui Geo, rămâne star player. Din nou obligat să fie Air Starul pentru această rundă, atins de un glonț de Deagle. Se va încerca aici un triple pick, nu, se face pickul pe rând pentru ceva motiv, dar Hyper Spirit forțează overtime-ul. 12 la 12 și nu se încheie aici acest match între Hyper Spirit și Infinite. Alături de Zeus, în spatele smoke-urilor, flash-ul e bun, Mignea pătrunde prin smoke. Mare atenție din partea lui, double kill. GeoHype răspunde și rămâne Zeus de unul singur. Smoke-ul de reîmprospătare îl scoate Zeus pe Geo și ajungem la egalitate numerică, 1 versus 1. Smack se pune pe bomb la Zeus, nu avea încredere. Smack. Oh, îl pune la pământ pe Zeus cu un headshot chiar din săritură și Hyper Spirit își asigură locul în marea finală. O performanță foarte bună a ambelor echipe, jucat de la egal la egal. Dar Hyper Spirit sunt cei care încheie cu succes